Domnului să fie slăvit. Amin, amin. Amin. Frați și surori, cu îndurarea Domnului suntem în această dimineață în casa de rugăciune, fapt pentru care merită să fie slăvit Dumnezeu. Amin, amin. O păstrat firul vieții noastre, o adaug zile la zilele vieții noastre și ne-a întâlnit pace în această dimineață, ne-a sprijinit să ne ridicăm în capul oaselor, ne-a sprijinit să ne deplasăm, să fim la adunare, o lăsat să circule în organism, în noi sângele să funcționeze, inima să bată, să funcționează organele interne care noi nu le vedem și toate astea conduse de un Dumnezeu atotputernic. Măriți-i fie numele. Amin. Am deosebită bucurie să fiu la picioarele Domnului în această dimineață împreună cu voi aici, să stăm înaintea Domnului în această dimineață și am marea bucurie și surpriză pentru mine. Eu evit cât pot să particip la cina Domnului în alte adunări, evit să mă duc unde astfel de slujbe, evit. Deci dacă vreau să-mi spuneau că aveți cine aici, nu știu dacă vineam în America. Nu știu dacă vineam în America. Dar m-o prins în plasă așa, fără să-mi spună nimic. Am descris slujbele care vor avea loc și nu regret că Dumnezeu a îngăduit să fiu cu voi în dimineața asta aici. Glorie Lui! Datorită problemelor care îs pe teren și situațiilor extrem de grele care îs, nu mi-e dor de încurcături. Nu mi-e dor de ele și cât pot le evit. Așa, dacă aparte undeva neprevăzut apare un caz și cu mare reținere particip la astfel de slujbe. Noi suntem într-un grup restrâns și nu-i suficient, atât nu ne trebuie lăcire pe tema asta. Și eu zic să fiți foarte atenți și voi aici. Dumnezeu să vă ajute. Amin, amin. Am observat un lucru zilele astea când am fost la voi aici și foarte atent la discuții, la ceea ce vreau să spun. Am observat că voi vă uitați atent la mari predicatori, la slujbași care vă vizitează, la oameni care vă cercetă la adunarea, îi urmăriți atent, vedeți bune, mai vedeți mai puțin bune la noi și îi urmare adevăr ăsta și normal să fie așa. Și voi îi caracterizați atent, sigur, vă uitați atent la toate detaliile vieții unui om, măcar că oamenii pot ascunde multe. Dar în dimineața asta aș vrea să urmăriți tot ce spun Scripturile. Asta are valoare. Amin, amin. Noi ne uităm la Pavel și noi dacă ne uităm atent îi găsim greșeli. Noi te uităm la Sfinți, la oamenii lui Dumnezeu și vedem, măi zice, uite aici a fost greșit. Măcar că au fost deosebiți oamenii lui Dumnezeu și eu nu-mi permit niciodată să bag de vină la oamenii lui Dumnezeu, la slujbași, cartășări care l-au avut în decursul istoriei, că eu n-am fost ca ei niciodată și n-am avut nicio chemare ca ei și acum eu să ne mai bag și pe vină la alea. Dacă pot să-mi bag de vină mie, foarte bine. În dimineața asta aș vrea să vă spun ce spun Scripturile, să notați, să vă puneți la inima asta și pe parcursul călătoriei, când Dumnezeu vă va rândui să vă fie un motto, un model pentru voi, Scripturile spun să ne uităm țintă. Țintă înseamnă așa, drept. Și nu spune să te uiți nici la Avram, nici la Iacov, nici la Esau, nici la Iosif, nici la Matei, nici la Pavel, nici la Petru. Măcar că Pavel a avut tăria să spună, uitați-vă la mine și călcați pe urmele mele. Nu orice oameni au avut tăria asta să spună. Dar noi avem un model de viață. Și eu aș dori toată adunarea. Nu-s eu modelul. Eu, tot după modelul ăla, trebuie să mă conectez. Să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii. Aleluia. Credinței noastre, adică la aleluia. Sus. Mărire Lui. Mărire Lui. Amin. Nu vă debusolați de cap. Nu mai știu să crezi. Uite, fratele Mircea are slăbiciunea asta. Nu mai știu să crezi. Fratele Iosif o are asta, ăla are aia. Nu mai știu să crezi. Uite, nu, nu. Eu știu ce să cred. Eu cred că Iisus aleluia. E modelul meu de viață. Aleluia. Amin. Asta e tipul adevărat. Dar vreau să spun ceva. Standardele la care a trăit el sunt foarte înalte și foarte puțin oameni ating standardele lui.
Foarte puțin bani. Și să știți că e o luptă, e o bătălie trincenă, e un război care se dă cu noi să calci pe urmele lui Iisus, nu-i chiar simplu. Asta e o realitate. Aș vrea să-L urmărim în zi de astăzi, cum l-a privit Isaia, cum l-a văzut el atunci, să luăm model pentru noi, să punem la inimă, atât de mult mă impresionează acest subiect. Îmi place să-l citesc, de câte ori îl citesc, pentru mine e proaspăt, găsesc valori deosebite în el și o mare binecuvântare. Amin. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Spun Scripturile aici că el a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o obraslă slavă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ. Acum, întrebare. Domnul Iisus să trage dintr-o familie regală? Iosif și Maria erau împărați? Într-un pământ uscat. Dintr-o familie care n-ai dat mare valoare. Întrebare. Dacă ar fi să se nască acum aici, la voi la adunare, Iisus, și-ar fi să caute Dumnezeu o fecioară, pe care ar căuta? Aia care cunoaște mai multe limbi străine, pe cea care arată mai frumos, pe cea care se știe îmbrăca mai elegant, pe aceea care își petrece mai mult noaptea, timp în diferite site-uri, pe care alege-o Iisus? Sau Dumnezeu ar trebui să facă o lucrare în adunare și ar trebui să fie aleasă. Să știți că privirile lui Dumnezeu deosebit privesc de-a noastră și uneori ia oameni, o zis, familia noastră e cea mai însemnată și eu sunt cel mai mic rămâi din familie. Că chiar că ăsta l-au găsit și dintr-o zonă unde n-ai vedea să zici că ar fi mari pregătiri spirituale și tocmai de acolo e. Și Dumnezeu, fie-i slavă în veci, aleluia, a făcut cea mai frumoasă și bună alegere. Amin, amin. Să aleagă o zonă de unde Mântuitorul să vină. Surori, nu știu și nici n-am discutat amănunt cum se poartă oamenii la maternități cu voi aici. În general, familiile care nasc mulți copii nu s-a apreciat. Și Mântuitorul, fie-i slavă în veci, nu a avut parte de maternitate. Nici de cea mai înaltă curățenie, să spui că a fost la un grad așa de înalt, igiena, în locul maternității unde s-a născut el. Nu! Și nu a avut asistență medicală înaltă, cu aparatură de ultimă generație. Și mama lui acolo născut și în condiții, nu cu o mașină încălzită și cu încălzire în scaune și cu confort înalt, nu acolo s-a născut. Nu. El undeva nici nu cred că aveau calorifere acolo. Nu cred că aveau calorifere, nu cred că era încălzit, nu cred că pornea centrala din când în când. Și atât de jos o coborât. Mărire lui în veci de veci. Ca de acolo să poată fi înălțat. Noi uneori ne înălțăm și avem pretenții că mai fi înălțați. Părerea mea e următoarea. Dumnezeu pe cei smeriți înalță. Aleluia! Mărire lui! Amin, amin. Smerește-te să aibă de unde te înălța. Aleluia! Doamne ajută-ne! Amin, amin. Ne avem frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și în păsăcerea lui ne avea nimic care să ne, să ne placă. Și a început călătoria asta. Ai zice, măi, dar măcar niște pregătiri.
s-ar pregăti că se naște un copil. Dar la el nu a fost așa. Și încă din pruncie, de la vârsta de 2 ani, urmărit să fie omorât. El, moartea era pe urmele lui de mic. Spun Scripturile aici că disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în. Vreau să spun ceva pentru tineri azi. Mântuitorul Iisus, slăvit să-i fie numele, amin, amin. Pe lângă jertfa supremă de care e cel mai înalt nivel, a avut o copilărie de care Biblia spune puțin, vorbește foarte puțin de anii tinerețe și copilăriei lui, dar un lucru Scripturile îl notează și ăsta e valoros. El a numit de vârstă o mers în templu. Când a plecat familia de la templu, el a rămas acolo pentru mai multe zile. A stat cu bătrânii și le punea întrebări și vorbea cu ei. Și ăștia, după o 3 zile de călătorie, se trezesc că Iisus, când aveau băiatul pe ei. Și se uită, printre rude, printre neamul, îl caută, unde-i băiatul, unde-i băiatul, băiatul nicăieri. S-o întors înapoi. Mai puteau continua călătoria. Și când se întorc înapoi la templu, el acolo. Eu și tatăl tău te-am cătat cu grijorare. Cine-i făcut asta? Păi nu știați că eu trebuia să fiu în casa tatălui meu. Aici mi era locul. Să țineți minte. Locul de frunte al lui Iisus e aici în adunare. Gloria. Aleluia! Mărire lui! Amin. Și un lucru ce notează Scripturile și să-l iei toți tinerii adunării. S-au dus cu ei, au plecat spre casă și le era supus. Doresc în această zi acest duc de supunere. Aleluia. Care-i tot mai rar în zilele din urmă, să-L așeze Dumnezeu la voi. Amin. 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 Duhul supunerii lui Iisus. Amin. Amin. Mărire Lui. Glorie Lui. O știu să stai în locul Lui, o știu să asculte, o știu să nu întoarcă vorba, o știu să nu jignească, o știu să se poarte frumos. Și-a avut o copilărie exemplară. Mărire Domnului. Până în vremea când Tatăl Ceresc îl cheamă în lucrare și în slujbă. Atenție! Și notați! Nu împingeți copiii la stăruință după Duhul Sfânt la vârste fragede, că Iisus nu a făcut-o. Nu băgați copiii în stăruință la 10, 12, 13, 15 ani, că Iisus nu a făcut-o. Nu-i modelul ăla. Iisus o coborât Duhul Sfânt peste el la vârste matură. Amin. Nu vă jucați. Aviz mare aici. Asta din model. Dacă vă luați după alte modele ce râs în vremea asta, vă interesează. Dar eu am văzut cu ochii mei surpriză și numici din Elma. Și eu aș vrea să n-aveți surpriză neplăcută. Faza de copilărie e faza ei, faza adolescenței e faza ei și faza unei maturități de oameni în lucrare e o altă fază. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În tot parcursul vieții Mântuitorului, disprețul, un alt lucru, care era motivul că îl părăseau oamenii? Ăsta nu a bătut niciun copil vreodată în relațiile cu copiii. Nu-și
jignit pe nimeni. S-a purtat bine cu toți cei din jur. Și totuși disprețuit. Și întrebare, de ce? Deținem un standard înalt de neprihănire. Deținem un standard înalt în vorbire, cuvincioasă, nepăcătoasă. Și oamenii din jur nu agrează că nu au așa ceva. Standardele morale din vremea asta sunt catastrofă unde îs. Și oamenii disprețuiesc ce-i sfânt. Pare o nebunie ce-i sfânt, pun deoparte, parcă ar fi ceva necurat ce-i sfânt. Și oamenii îmbrățișează tare murdăria. Îmbrățișează necurăția, îmbrățișează actori, îmbrățișează oameni sportivi, îmbrățișează stricații lumii, îmbrățișează oameni politici, îmbrățișează alte curente, murdăria le vremii și oamenii cei sfânt parcă țin cu dispreț la distanță. Gândești că mai bine să suntem în compania altor stări. Eu aș dori în ziua de azi adunarea voastră să nu disprețuiască caractere sfinte. Amin, amin. Amin? Amin, amin. Să îmbrățișați lucruri sfinte. Amin, Doamne. Să îmbrățișați trăsături sfinte ale Bibliei. Și acolo să fie înclinată biserica, nu în partea disprețului. Noi ar trebui să ținem la distanță necurăția, murdăria, păcatul, fără de legea. Stop! Aici nu-i loc pentru păcat! Aici e loc pentru neprihănire. Amin, amin. Dumnezeu să ne ajute! Amin, amin. Și că despăsură sunt de oameni, dar un lucru vreau să notăm aici. Părăsit de oameni, dar nu părăsit de Dumnezeu. Nu-i problemă că te părăsesc oameni. Nu-i problemă că te alungă oameni. Nu-i problemă că te dau oamenii la o parte. Dumnezeu să nu te dă. Amin, amin. Slăbiță-i fie numele. Amin. Și-a venit despăsuit când făceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el. Haideți să vedem lucrarea, măriața lui. Suferințele noastre le-a purtat. Frați și surori, sunteți o grupare de adunare aici. Tu porți suferințele fraților de aici. Te identifici cu ele. Pui umărul la necazul omului. Semeni cu Iisus. Sau numai într-un cerc restrâns de rudenie și de prieteni. Sau avem partide în adunare și grupuri după clasificările noastre și părerile noastre. Sau chiar suntem interesați de toți din adunare să purtăm, să zice că eu suferințele noastre le-a purtat. La câți? La neamurile lui? La rudele lui? La prietenii lui? Eu vă îndemn în această zi și aduc acest model măreț, înalt. El la toți le-a purtat suferință. Dacă cineva bolnav din adunare și poate nu predică niciodată și poate nu a fost la amvon niciodată și nu e o persoană cu nume în adunare și trece prin necaz, coboară-te lângă el. Amin, amin. Poartă-i suferințele. Simte alături cu el. Nu pune umărul lângă stele. Nu pune umărul lângă oamenii înalți numai, că Iisus nu a făcut așa. Iisus nu. Iisus la testică lor și s-o coboră de le-o lua suferință. La toți cei mai de jos, la toți oamenii, el s-o coborât până și pe mine o stricat un om discotecar, un om de
ei s-au coborât până acolo. Mulțumesc frumos azi. Gloria lui. Mărire lui. Aleluia. Și încă un lucru. Și durerile noastre le-a luat asupra lui. Frații, surori, frații care simt cu durerea altora seamănă cu Iisus. Amin, amin. Acolo se vede, nu la predică se vede. Nu. Nu la versete din Biblie pe de rost se vede cum simte omul. La necaz vezi cine e alături de tine. La greu vezi cine e alături de tine. Eu când am fost în necaz, am văzut cine mi-s prieteni adevărați. Când am fost în greu, am văzut cine o simțit cu mine. A zis, Dumnezeule, ajută-mă în viață să fiu și eu așa. Și unde spune Scriptura aici? Durerile noastre i-a luat asupra lui. Să știți, uneori trebuie să iei asupra ta cheltuielile unei familii. Uneori trebuie să iei asupra ta nepriceperea. Zice cineva, bă, zice, pe așa nu-i duce capul. Păi nu-i duce pe ei, dar ne duce pe noi. Hai să rezolvăm noi problema. Păi zice, așa, nu se știu administra. Păi nu știu ei, dar știm noi, că ne-o dat mai mult, mă, hai să facem noi. Că de băgat de vină e ușor. Iisus nu a fost omul care a stat și a arătat cu degetul și a băgat de vină. El s-a coborât la problemă. El s-a coborât la necaz, la durere, la luptă, la situație. El a știut să iei asupra lui. El a știut nopți de rugăciune. El a știut stăruințe, el a știut plâns, el a știut durere, el știe cel mai bine ce înseamnă boală. El s-a identificat cu ele. Fii în adunare, omul, să seameni cu Iisus. Mărire lui! Amin. Noi am crezut că e lovit. E pedepsit de pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El, Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre. Că noi atât de greu am vrea să fim noi loviți pentru păcatele altuia. Și El suferințele nu l-a purtat pentru păcatele Lui. El s-a identificat cu noi. El atât de tare s-a dus să ne ia asupra Lui. Cine ar vrea? Am mers într-o adunare cu un frate. Călătoream pe mașină, Vasile Breabă, un profesor de germană de la Rădăuț. Și zice, unde merge? Mă duc la adunare în Bucovina. Și zice, la ce adunare mei? I-am spus numele adunării. Zice, eu în adunarea asta nu mai intru cât trăiesc. No. Zice, la de ce? Zice, unul de aici m-a înșelat cu o mașină. Cumpărat o mașină de la el, m-a înșelat. Zic, cu cât e înșelat? Zic, cu vreo 500 de euro m-a înșelat. Conservatoarea adunarea. M-am dus la adunare, el nu vrut să intre. Și mi s-a trebuit să aici, eu plec mai departe. Eu aici nu intru. M-am dus la adunare, el a fost slujba, a vorbit. Vreau să rămân un pic comitetul la urmă de adunare. Zic, băi, fraților, uitați cine am fost pe mașină. Și voi sunteți o adunare cu nume, oameni, cu nume bun. Și nu ați vrea să pierdeți numele ăsta. Da, spre surprinderea mea, asta mi s-a spus pe mașină, voi să aveți și excroci aici. Și spre ce-i vorba? Și le-am povestit. Uite, am fost cu Breabă de mașină și mi-a spus că aici nu mai vrea să intre acolo. Că persoana X, nu știu dacă Breabă mi-a spus numele, dar eu știu imediat despre cine e vorba. L-a înșelat cu o mașină cu 500 de euro. Prima dată i-am spus numai că l-a înșelat. Și unul din bărbați care erau acolo, zice, frate, cât a fost bani? Se pleacă, m-a zis către mine că 500 de euro, ce-i plătesc eu. Zice, eu plătesc. Zice ăsta către mine. Îi duci la Breabă în banii să plătim, să reparăm greșeala.
Când e plată, dar apoi zic, dar ar trebui, că eu fac cu gata să ducă bani. Deci ăla nu-i mai duce veci. Dar eu vreau să spăr rușinea de pe adunare. Și mă identific eu cu el. Eu vreau supra mea povestea asta. Ești în măsură să iei asupra ta și că el era răspuns pentru păcatele noastre. Să iei tu păcatele cuiva asupra ta? Spunea un om când se ruga și nu era vinovat om. Zice, noi am păcătuit. Noi suntem vinovați. Noi merităm pedepsiți. Noi nu te-am ascultat. Noi ne-am fost supuși. Noi. Și el nu era așa. Dar cum de se coboară omul ăsta să spună noi? Și avea dreptate să spun asta. Dar în el era un duh dumnezeiesc care se identifica și când s-a pus la rugăciune, s-a băgat și el în lista aia. Și a zis, noi s-a identificat cu păcatele altora. Părinții noștri, casele noastre, noi suntem vinovați. Frații, surori, Iisus spune Biblia aici, era străpuns pentru păcatele noastre, slobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și aș vrea să spun la toți care au avut parte să sunt o vindecare în viață. Prin rănile lui să capătă vindecare. Aleluia! Mărire lui! Glorie lui! Zice, s-a rugat fratele Iosif pentru mine. Iosif s-a rugat, dar datorită lui Iisus s-a făcut vindecare. Aleluia! Se mi-a făcut ungerea, fratele cu tare. El ți-a făcut ungerea. Dar sursa de vindecare mai de sus. Aleluia! Din rând! Glorie lui! Din loviturile ostașilor romani, din bătăile grele, din cunuma de spini, din înțăpăturile în mână, de acolo vine vindecare. Aleluia! Mărire lui! Glorie lui! Aș dori în zi de azi toată adunarea să priviți aceste răni au valoare! Aleluia! Aceste răni conțin în ele balsam de vindecare! Aleluia! Câte vindecări s-au făcut pe planeta asta? Prin Duhul lui Dumnezeu toate s-au făcut datorită rănilor lui! Aleluia! Păi zice, frață ăia, grupul ăla, și aici se greșește mult. Dăm cinstea cui nu trebuie. Se Pavel s-a rugat, Petru a fost, el a fost. O zis, bărbaților, de ce vă uitați la noi? Că acum prin cucernicia noastră am fi făcut să umble omul acesta. Nu ni se datorează nouă cinstea. Dumnezeu a proslăvit pe robul său Iisus. Mărire lui! Mărire lui! Amin. Când eu botez cu Duhul Sfânt la adunare, e datorită lui. Aleluia. Când e o cercetare a adunării, e datorită Aleluia. Lui. Când e un cuvânt profetic în adunare, e datorită lui. Amin, amin. Învățați-vă să-i dați cinstea. Aleluia. Să ne învățăm să-i dăm cinstea. Doamne. Că o merită. Amin, amin. Măriță-i fie. Glorie lui în veci. Uneori noi numai un canal amărit și slab, dar sursa e din altă parte. Binecuvântat să-i fie numele. Și că prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. A tuturor. Noi uneori luăm mărturisiri și ne îngrozim. Noi suntem, hai, ne speriem. Dar noi numai când am stat și am asistat și noi la o discuție. Dar el nu a asistat la discuție. Nu. El, auziți ce spune Biblia? Povara nelegiuirilor noastre o căsut asupra lui. Apăsul greu al păcatului nu că a asistat la el, l-a purtat. Aleluia. Una e să-l vezi pe un om cu o povară în spate, alta e să-i duci povara.
cu un sac de ciment când îl iei în spate cât e de greu. Numai atunci vezi, deci cel mai bine pe planeta asta, povara păcatelor, o suportat-o Iisus. Părinței fie în numele. Când a fost chinuit și a suflit, n-a deschis gura. Deloc! Hai să vă spun ceva. Îmi vine acum aminte de unul meu întâlnit de asta. Sunt un bătrân, mi se pare că dintr-o biserică baptistă în zona Dejului. Și mergea 20 de ani la adunare. Avea vechime la adunare. Dar avea ciriadă de vite. Și dimineața la ora 4 scula slugile, avea oameni angajați, slugi acolo. Și scula să se apuce, dar avea rânit, curățat în graj, dat mâncare, dus la apă, curățate animalele, era o activitate intensă. Era un dur. Mereu striga la ei, iscula, nervos, bate vitile, făcea un tărăboi acolo. Merge, traversa tot satul până la o fântână, unde adăpa vitele. Pe drum striga la vite, striga la slugi, bătea, dădea la animale, nervos, foarte, foarte agresiv. Mereu și la adunare. Și duminică, la o slujbă de adunare, au auzit că la Iisus nu i s-a auzit glasul pe uliță niciodată. Nu știu predicatorul că el e în adunare și că are problemă. Bine, tu nu s-a fi înțeles că la Iisus nu i s-a auzit gura deloc pe uliță. Atunci el o zis, băi, eu nu s-am mântuit Iisus. Extraordinar, de 20 de ani la adunare. N-au mai nimic. De azi înainte, schimbi o viață. Dus următoarea dimineață, o sculat slugile, haide și treziți-vă, vorbim, tu l-au zeltăț. Nu trebuie difuzor să strângi la ei să-i spun. Eu sculat frumos, liniștit. O făcut treaba, s-a dus cu animalele la adăpat dimineața, s-a întors înapoi, nu mai auzit nimeni o voce. S-a sesizat oamenii din sat. Următoarea dimineață, iar așa, și a treia dimineață, iar așa. Niște vecini au văzut că s-a făcut o schimbare, dar nu știau ce, care e explicația. Trei vecini vin la poartă, la soție, zice, bă, dai bă, e acasă? Zice, e acasă. Dar zice, e bolnav? Nu, zice, e în casă, zice. Dar zice, are ceva probleme? Nu, zice, totul e normal. Dar care e explicația că nu-l mai auzim pe drum? Călăcia aia ce-o face el, cum strigă el, cum bate vitele, cum ăsta. Și o liniște de mormânt, aude numai tropotul de animale, cum trec pe drum și pe baga eu nu-l mai auză. Nu-i mai în fruntea ce ei sunt. Ba da! Extraordinar. Auzi, să ce-i în casă. Hai, dați cu el, stați de vorbă. Dus înăuntru vecinii. Ba, de oameni, zice, uite de ce am venit la dumneata. Să ne dai o explicație ce s-a întâmplat. De câteva dimineți, nu mai auzând tărăboiul pe uliță, strigai la vite, strigai la slugi, făceai un circ pe drum. Și ești așa un om liniștit. Ce s-a întâmplat? O dragi vecini, trebuie să vă spun ceva. Eu de 20 de ani mă duc la adunare. Dacă n-am fost. Și am auzit de-o duminică în urmă, au fost niște musafiri la noi, că la Iisus nu i s-a auzit glasul pe uliță niciodată. Și m-am hotărât să-L urmez pe El. O zis vecinii, zice, bă, de oare, când aveți adunare?
că pocăința asta ne place și nouă. Frați și surori, trăiți o pocăință să atragă pe oameni. Amin, Doamne. Pocăință de asta cu 4x4, cu mașini de ultimă generație, nu atrage pe oameni. Credeți? Pocăință cu cele mai mari firme, cu cei mai mari afaceriști, nu atrage pe oameni. Pocăință din asta cu conflicte la adunare, cu tensiuni, cu certuri, cu dezbinări, nu atrage pe oameni. Pe oameni îi atrage o pocăință să seamene cu Iisus. Aleluia, Doamne ajută! Doamne ajută-ne! Amen, amen. Nu deschizi gura deloc ca un nel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce tund. N-a deschis gura. Poate unii numai în cadrul de familie vă permiteți de ridicați tot. Dar uitați-vă modelul nostru de viață în Iisus. Slăbit să-i fie numele. Eu nu am fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că fusese șters de pe pământul celor vii și robit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi. Frați și surori, o moarte pe cruce dura în jur de 6 ore. Împreună cu el, în dreapta și în stânga lui, 2 făcători de răni răstigniți. În timpul orilor, că nu i-o tras o glonț în cap s-o murit. Nu. În timpul orilor de agonie, de suferință, nu pot să-mi imaginez ce suferință o răbdat. Suferință teribile, extrem de grele. Toți 3 de pe cruce au vorbit. Au vorbit un tâlhar, au vorbit al doilea, au vorbit Iisus. Îmi place foarte mult ceva. Deasupra Mântuitorului Iisus era scris în 3 limbi. Latinește, evreiește și grecește. Iisus, Nazarineanu, regele sau împăratul iudeilor. Unul din cei răi din tâlhari au văzut ce scrie deasupra lui. Și inima lui pătrunde credința. Aleluia. Bazat, nu că l-a văzut pe Iisus, că a văzut ce scrie. Și la un moment dat spune, văd că ești împărat și că ai împărăție. Sunt ultimele clipe ale morții, am o rugăminte. Când ți-o vei instaura împărăția, adă-ți aminte și de mine. Și spunea Mântuitorul Iisus, astăzi vei fi cu mine în rai. Slăvit să-i fie numele. Câteva gânduri și mă duc spre încheiere. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Frații și surori, mie mi-e o prietenă foarte apropiată. În urmă cu mulți ani am fost în Helia odată la o adunare și era un început al slujirii mele și au văzut cineva o vedenie în dreptul meu. Și am văzut un bulgăre de pământ. Dar zice, îi spunea la lucrătorul adunării, zice, nu era pământ. Zice, era aur, dar avea încă țărână. Și un glas o strigat. Trebuie să fie supus la lovituri să cadă țărina din el. Și încă nu-i dusă tătă. Și acum a fost suferința cu mine aici. Cât de din pe mine țărină, încă mai este. Și era un bătrân cu părul alb și a pus mâna peste mine așa când eram la amvon. Am ridicat în picioare în public când am avut venire. O zi, se truncai fire în tine, zice. Zic, știu. Se ai să fii supus la lovituri. Să te zdrobească Dumnezeu. Uitați să scrie Biblia aici. Zdrobirea
caracterul unui om frumos îl dă suferința. Dacă Iisus, mai citesc o dată, Domnul a găsit să-l zdrobească prin nu purtat pe păr, nu aplaudat, nu purtat numai în cinste, nu numai a văzut bine, nu numai vorbit de bine. Nu, nu, nu! Caracterul tău adevărat ți-l modelează suferința. Las-o! Nu te grăbi să trimezi repede bilet. Nu repede la ungere, nu repede, nu, 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 nu te grăbi. Stai locul. Care de-ți prelucrat caracterul? Stai locul lui. Are de prelucrat, de modelat în gândire, să-ți fie vorbirea, să-ți o regleze cum trebuie, să-ți regleze privirile cum trebuie, îți mai umblă și la creier, înăuntru, îți mai degrează și acolo. S-a pocăit un tânăr, o zis, Doamne, curățește mintea, că mintea mea e o lume de nebunii. Și când să meargă în misiune, era diacon, îl sunam, hai te rog la evanghelizare, hai cu mine în misiune. Zice, Mircea, nu pot să-mi ridic capul de durere de cap. Dar zic, de ce? De ce te doare capul? Zice, acum îmi curățește creierul. M-am rugat lui Dumnezeu să-mi curățească mintea. Și acum mă zdrobește. Hai de mine, mă, ce îmi spui. Ei, eu zic, mă, nu știu cum arată durerea de cap. Lasă că știu eu cum arată. Știu eu cum arată durerea de cap, să ai de colonă, și ai de oasă, așa de bine știu acum cum arată, se umbra de câte bine într-o zi. Zice, Mircea, îmi pare rău, nu te pot combati, eu n-am bolnav niciodată. Zic, ține minte ce spun, ai să fii. Bagă de seamă, ai să fii, că Dumnezeu vrea să modeleze caracterul tău. O găsit să-ți zdrobească prin suferință, dar după ce va da viața, pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului de la Emanuel va copăși mâinile lui. Aleluia! Nu lăsați lucrarea în mâinile oamenilor! Nu vă bazați pe oameni! Nu vă bazați pe priceperea oamenilor! Bazați-vă pe mâinile lui! Amin, amin! Să păzească mâna lui lucrarea de aici! Aleluia! Oricât ar păzi o frață, de nu o păzaște Dumnezeu mere în faliment! Dacă în mânuța lui e îndreptat aici și o crotește lucrarea, n-are diavolul niciun câștig. Măriță-i fie numele. Un gând aș vrea să amintesc. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Și atenție! Ceva deosebit. Prin cunoștința lui. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Frate, Domnul Iisus știe cel mai bine ce potrivește pentru Iosif să-l modeleze. Ce potrivește pentru Eugen să-l modeleze. Ce potrivește pentru Mircea să-l modeleze. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, cel mai bine el știe pe unde să te ducă, să te pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Slavă lui! O să la ăsta îi dau mai mulți copii. La ăsta îi dau un copil bolnav. Că cu ăsta aici lucrez cel mai bine, îi dau un copil bolnav. La ăsta îi dau o femeie cu un caracter mai aparte, pe ăsta femeia îl modelează cel mai bine. La ăsta îi îngădui niște vecini lângă ei să-l toace psihic în fiecare zi, să se poarte cu el. Pe ăsta văd că îl pot modela cel mai bine cu niște colegi de muncă în jurul lui, care se poartă, îl baciocorie, se poartă așa. Și Dumnezeu are cunoștința lui. Pe altul zice la ăsta, dacă iau banii și iau lucrurile materiale, pe ăsta cel mai bine așa îl modelez, dacă îi mai reduc din valorile care le are, și ăsta cel mai bine îmi slujește așa. La ăsta cel mai bine îi merge dacă soția lui bolnavă, că el ține mult la nevastă sa, și foarte mult se zdrobește când e soția bolnavă și pe ăsta acolo îl pot modela. Așa îi îngăduie. Și cunoștința lui robul meu cel neprihănit, pe altul îl duce într-o altă stare, zice, pe ăsta numai în spital îl pot modela. Și-l duce la spital. Pe altul îl îngăduie într-o altă situație și pe altul în alta. Și prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit
ce ne potrivește nouă. Slăvit să-i fie numele. Uitați, de exemplu, eu nu sunt meseriaș. Eu știu de mă apuc să fac ceva, eu spun. Mie nu mi-o dat partea aia. O să spui, ăsta îl pierd dacă îi dau partea asta. Eu treia oară să plătesc oameni să vie să-mi repare ceva. Lucruri minore ce nu știu face. Nu știu să fac. Zbâta acolo. Zice, frate, bă, Dumnezeu ți-a luat partea asta, trebuie, avem vreme să umblu în misiune, să știu eu să fac bani, să fac, să pui eu faianță, să le aranjez eu. Mie nu-mi ies nicicum, eu nu știu pune două grămiți peste o dată. Măcar că mă întrețin, lucrez, merg la muncă în fiecare zi, într-un alt domeniu, eu lucrez în domeniul apei, total diferit de meserie. Și o să-ți băie pe asta cel mai bine, aici al pot. Și nu mi-a dat partea asta. Și îmi apreciez și îmi rămân impresionat ce ies din mâinile meseriașilor și îmi place foarte mult și mă văd în afara programului, pui întrebări, știu să coordonez o construcție, știu să administrez, dar nu știu să fac. Și acum odată că administram o construcție, o să stai administrator, știi, pune două cărămini peste o dată, nu! Zic, nici nu știu, dar știu administrare, că mi-ai dat altceva. Și are Dumnezeu o parte pentru fiecare. Slăvit să-i fie numele. Lăuți, uite, vă dați să cântați la instrumente. Eu sunt afara programului cu muzica. Nu știu deloc. Sunt pe asta de lăsă cânte o ea asta. Nu mi-a dat oaia. Nu. Și atenție, prin cunoștința lui. Țineți minte, despre toți din adunare cunoaște, te potrivește. Amin. Credeți? Amin. Cunoaște ce-i bun pentru tine. Cunoaște ce te înfrânează. Cunoaște. Eu am boli în organism care a fost o frână pentru mine puternică. Nu m-aș fi gândit vreodată că mă ajută. Și aici cu mine. Tot timpul a fost în America și el e cu mine trecut în cearnă. Ce înțelept e Dumnezeu. Mărit să-i fie Dumnezeu. Amin. Amin. Dar nu-i problemă cum, numai atât vă doresc adunării să vă pună pe toți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dure-te, Doamne. Apoi pe ce grup nu mă interesează, nici nu-s curios deloc. Asta vă doresc la toți, Dumnezeu să vă pună într-o stare după voia lui. Zis-o, frate, și noi ne rugăm, frate, să ne lovească Domnul lucrul material. Crezi că e după tine? Se că mai bine răbdăm paguba decât alte lucruri. Dar acum săracul trece printr-un necaz greu de boală. Necaz greu, dar nu. Merit după preferință. El știe ce îți robește mai bine. Slăbit să-i fie. Mă apropiu de încheiere. Îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. Va împărți prada cu cei puternici. S-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în număr celor fără de lege. A purtat păcatele, știți la cât? Fraților, nu le publică. Suntem ispitiți aici. El le-a purtat, nu le-a publicat. Un gând cu care închei. Un bărbat într-o casă s-a dezbrăcat într-o zi în mijlocul familiei. Și așa pe un copil afară, a zis, tata s-a dezbrăcat! Striga la tăs, parcă bucuros. Când m-a auzit altul, atunci aceaf s-a dus așa și l-a acoperit. L-a acoperit pe tăiesc. L-a acoperit așa. Întrebare. Peste care a venit binecuvântarea? Peste ăla ce-a strigat, ce-a publicat, sau peste ăla ce-o acoperit? Și dacă aveți cearceaful, ne-ai să acoperiți. Aveți? Doresc! El nu l-a publicat! L-a purtat. L-a ținut pentru el. L-a simțit durerea. S-a rugat pentru cei vinovați, dar în numărul celor mari, la înălțimea lui nu a fost ridicat nimeni. Slăvit să-i fie Dumnezeu. Amin, amin. Toată călătoria vieții vă doresc să o călătoriți cu El.
Apropiați-vă de El. Apropiați-vă de El cu credință deplină. Amin, amin. Că vă poate vindeca. Vă poate da tărie azi. Vă poate întâlni astăzi. Amin, amin. Să ne apropiem cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată a fi. Amin. Amin.